Doamne ajută, dragii mei, an bun, suntem din nou împreună pentru explicarea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. Vorbim astăzi despre Sfânta Liturghie, despre începutul Sfintei Liturghii, despre această atât de frumoasă parte a liturghiei, începutul ei, binecuvântarea. Și pentru ca să înțelegem mai bine cum începe Sfânta Liturghie, am ales un invitat deosebit. Bine ai venit, Miță, mă bucur foarte mult să ne vedem. Să rămână. Domnul cu tine. Dragul meu, mă bucur să fim împreună și să vorbim despre Sfânta Liturghie. Îți place să vii de obicei la începutul liturghiei sau vii cam cum ajungi la Sfânta Liturghie? Îmi place să vin la începutul liturghiei. De fapt, sunt niște etape atât de frumoase încât e păcat să pierzi toată corelarea aia, că de fapt intri într-o atmosferă, că e și la noi la concert, nu poți să, dacă vii la jumatea concertului, parcă ai pierdut. Corect, așa este. Dacă întâlnirea cu un artist e emoționantă, întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să fie sublimă. Așa este, așa este, Miță. Deci preotul ridică mâinile la cer, cheamă pe Dumnezeu, după aceea se apleacă, se întoarce la popor, spune iertați-mă fraților și dă binecuvântarea cea mare. Iată câte mișcări sunt aici la început. Și vedeți că preotul are toate pozițiile fizice când se raportează la Dumnezeu, pentru că el este și smerit, are toată smerenia cu putință, da? Atunci când se închină, da? Se închină cu pământul. Da, se apleacă, da? Da, da? Face plecăciune, da? Atunci când invocă, da, el este cărăușul tuturor sufletelor care se roagă. Așa este. El în momentul ăla le leagă de el și le duce într-o altă direcție, în împărăția lui Dumnezeu. Intră creștinul prin binecuvântare în altă lume, în lumea lui Iisus Hristos. Cei care reușesc să înțeleagă rolul unui preot în timpul unei sfinte liturghii, acest rol este uriaș. De-aia invocăm practic harul. Într-adevăr, la drum, ai plecat la drum, Doamne ajută! În momentul ăla ai făcut o invocare. După binecuvântare începe ectenia, care provine din cuvântul ectenis, deci e un șir de cereri, și începem cu pace Domnului să ne rugăm. De ce e necesar să ne rugăm cu pace? Pentru că pacea care se așează în suflet îți dă o dispoziție de a intra în comunie și în dialog cu El. Pentru că noi ne închinăm treimii, da? Treimii care este dialog, atunci se naște acum în liturghie un dialog între preotul care spune cu pace Domnului să ne rugăm și voi, biserica, spuneți Doamne, miluiește! E, aici e interesant că din momentul ăsta încolo începe un permanent dialog între altar și biserică. Ce înseamnă acest Doamne, miluiește? Înseamnă primește-mă. Așa este. Miluiește-mă, acceptă-mă, iubește-mă, primește-mă pe mine. Deci când spui acolo Doamne, miluiește, în momentul ăla, practic, îi cer lui Dumnezeu să-ți dea ce știe El că ai tu nevoie. De aia rugăciunea poporului este permanent, Doamne, miluiește. Această miluire înseamnă mult mai mult. În teologie, termenul ăsta înseamnă ai grijă de mine, Doamne. O minune pe care Dumnezeu o face cu omul care e acolo și cere asta. Și o face în fiecare zi. Da, 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 da. Dumnezeu devine prezent în biserică, în această realitate nouă a împărăției Tatălui și a Fiului și iată că noi, oamenii, începe ectenia mare, da? Prima parte a liturghiei, pentru că liturghia se împarte în două, este o liturghie a catehumenilor, adică o liturghie a cuvântului, o liturghie a celor care vor să învețe. Pe vremuri, da, catehumenii veneau să învețe și apoi o liturghie a credincioșilor, liturghia euharistică. Apoi pentru pacea de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre. Deci cumva, iarăși, iată, mântuirea este punctul esențial al vieții noastre. Pacea îți deschide un alt univers. Deci, practic, omul, creștinul, când a intrat în liturghie, a intrat în alt univers. A intrat în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem într-o perioadă atât de grea, suntem într-o perioadă chiar istovitoare. Cred că numai cu iubire putem trece aceste momente ale umanității. Și mai cred un singur lucru, că atunci când avem nevoie să ne încărcăm, nu o putem face decât într-o formă socială, dar cea mai înaltă formă socială pe care noi o putem face este să mergem la biserică
și să ne rugăm la Bunul Dumnezeu să ne arate drumul corect pe care îl avem de făcut în viață și în special în această perioadă. Când ajungi în liturghie, credinciosul ar trebui să lepede orice, absolut orice gând lumesc și să ia aminte la cuvintele Ecteniei despre care vorbim. Pentru pacea toată lumea, pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru orașul nostru, pentru țara noastră, da. Pentru că episcopul locului, pentru chiriarhul locului, pentru conducătorii țării, dintr-o dată tu ieși doar din nevoia ta și începi să te rogi pentru, iată, pentru întreg universul, că Ectenia asta care este legată atât de frumos, te scoate din nevoia ta personală. Liturghia leagă întreg universul spre Dumnezeu, îl duce spre Dumnezeu. Așadar, ne rugăm pentru chiriarhul locului, pentru ceea ce reprezintă el, vulturul, da? Episcopos, vulturul, care veghează ca totul să fie bine în biserică. Iar noi ne rugăm ca ei să rămână în pace și să ne poată veghea pe mai departe. După ce ne rugăm pentru ei, imediat ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării, da? Pentru cei care conduc țara. Mai mari orașe... Aici aș vrea să fac o paranteză, pentru că atunci când spui despre românii de pretutindeni, știți unde se vede asta? În sport. Deci biserica e o mamă care, iată, se roagă pentru toți. Mai departe, ne rugăm pentru călătorii, pentru cei ce călătoresc. Și ce e interesant că, cum spuneai, biserica se roagă pentru toată lumea, ne rugăm pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat, prin aer, pentru toți cei care călătoresc în momentul în care noi ne rugăm, da? Când suntem în liturghie, poate că unii călătoresc. Și atunci noi, cei care suntem în rugăciune, avem rugăminte la Dumnezeu să aibă grijă și de cel care e în avion, și de cel care este pe vapor, și de cel care este în mașină. Deci în momentul acela biserica este rugăciune pentru toți cei care se călătoresc. Și pentru asta Dumnezeu a lăsat să se întâmple niște minuni. Adică el a fost cu Luca și cu Cleopa, da? Pe drumul spre Emaus, da? I-a însoțit. Și fără să spună cine e. Da, da, foarte adică interesant. El a fost un drumeț. Da. Cu ei. Până li s-a arătat. Așa călătorește și cu cel care ascultă în mașină. De altfel, Ectenis, acest șir de cereri, vezi ce frumos oamenii bisericii au reușit să cuprindă lucrurile esențiale pentru cei ce călătoresc. Apoi, pentru nevoile astea ale oamenilor și pentru oameni. Și apoi ne mutăm spre Maica Sfântă, pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata. Este reprezentanta noastră. Deci ea are un rol esențial în lucrarea de mântuire a noastră și iată-o așezată în acest loc foarte important. Da, este rolul perfect al mamei pe care orice o rogi și îți împlinește într-un bine, da. Nu are cum să te refuze. Nu te refuză, da. Adică este reperul. Și bine a spus la un moment dat, foarte multe femei ar trebui să se gândească să fie ca Maica Domnului. Să aibă model pe Maica model, Sfântă. Model, exact. Da. Am făcut o emisiune cu soția ta, cu Liana Stanciu, și ea vorbea despre acest model, pentru că multe dintre femei au renunțat la modelul ăsta, au alte modele. Apoi mai e ceva foarte frumos la Ectenia Mare. Ne apropiem de finalul Ecteniei, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Voi, poporul, răspundeți, ție, Doamne. Părinte, dacă eu mă dau pe mine dumneavoastră, înseamnă că mă las pe mâna lui Dumnezeu. Înseamnă că ce fac, fac pentru Dumnezeu. Dacă mă las pe mâna... medicului în operație, de exemplu, da. Îi dai încrederea să te opereze, să scoată tumora, să-ți vindece trupul. Exercițiul ăsta de care vorbiți este, de fapt, trăirea noastră zilnică întru Dumnezeu. Și atunci, cumva, având exercițiul ăsta, lui Dumnezeu îi dai toată viața ta. Și o mai dăm, știți în ce fel o mai dăm? O dăm sub formă de împrumut. Pentru ca Dumnezeu să ne dea mai mult, noi întotdeauna trebuie să fim primii care oferim. Noi întotdeauna așteptăm de la Dumnezeu să vină să ne dea Dumnezeu și după aia dăm și noi lui. Ce mi-a plăcut mie la miță de la Bere Gratis astăzi, faptul că a înțeles tainele liturghiei și că el când vine la liturghie știe ce se întâmplă acolo pentru el și pentru voi, cei care ne urmăriți. Este esențial să fiți extrem de atenți la fiecare cuvințel din Sfânta Liturghie, pentru că fiecare cuvânt este așezat acolo cu rost. Și atenția ta, că tu te aduci pe tine ca dar în poziția aceasta de atenție la cuvântul lui Dumnezeu,
atenția ta la fiecare cuvânt se transformă, deci se duce din minte cuvântul în inimă, în trăire. Și începi să trăiești, începi să simți o emoție. Așadar, prezența lui Miță ca artist a unei formații rock, om care vine duminical la biserică și care trăiește liturghia, este un exemplu și pentru voi. Faceți și voi ca el. Veniți la liturghie de la început și luați aminte la fiecare cuvânt al ectenilor și al antifoanelor, pentru că sâmbăta viitoare vom vorbi despre antifoane. Cum se petrece taina asta în liturghie, Miță? Deci eu îmi dau timpul meu, da? Mă iau pe mine de acasă, mă pregătesc, mă spăl, pregătirea de liturghie, da? Îmi fac rugăciunea de dimineață, mă îmbrac curat. Te aduci pe tine în biserică ca dar. Sub semnul darului e totul. Liturghia toată e sub semnul darului. Tu te aduci pe tine și te lași în mâna iubitoare a lui Dumnezeu. Dar vedeți că toate lucrurile se întâmplă conform acestor principii. Întâi oferi, da, da, și după aceea exact primești. De-aia prezența la liturghie cumva îl face pe om să crească duhovnicește. Omul care participă duminical la liturghie n-are cum să nu crească. Mai ales, uite, finalul. Se termină ectenia mare într-un fel cu totul aparte. Că ție se cuvine slava, cinstea, închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Deci cumva, noi cum am început liturghia? Când începem liturghia, ce face credinciosul? Când zice preotul, binecuvântat este împărăția Tatălui și a Fiului, credinciosul stă așa, a plecat. Stă așa, a plecat, că Dumnezeu vine și atunci el se smerește. Și acum, la finalul ecteniei, preotul spune, ție se cuvine slava, nu nouă oamenilor. Noi suntem, din punct de vedere fizic, la fel. Și cu toate astea, el nu ne iubește egal, ne iubește că pe măsura iubirii. Adică cât poate vasul nostru să cuprindă, știi? Adică dacă tu speli vasul și vrei mai mult har, vei primi mai mult har. Dacă vrei doar așa puțin să te rogi la Paște și la Crăciun... Părintele te iubește cu atât mai mult, cu cât te preocupă mai des soarta lui, cu atât și părintele tău e mai fericit și, și trăiești o fericire ieșită din comun. Da. Și frumusețea că e între dialogul între preoți și oamenii din biserică e pe acest permanent dialog noi și voi. Și vedeți că până la urma urmei și omul are toate pozițiile față de Dumnezeu. Și în universul ăla există o linie. Unii o au conectată, alții mai puțin conectată, dar până la urma urmei toată lumea se poate conecta la linia, la cablul respectiv. Vezi tu, în acest moment tu ai dat esența întâlnirii noastre de astăzi. Liturghia este crearea unui fir direct, unei linii directe cu cerul. Cerul coboară pe pământ, noi ne îndumnezeim și se naște acest dialog extraordinar între noi și este această cale extraordinară între noi și Dumnezeu. Asta este liturghia, Miță. Da. Ăsta e un superb cuvântul tău, foarte frumos. Să-ți mulțumesc foarte mult. Superb. Să-ți dea Dumnezeu ani frumoși. Pentru voi, artiștii, ne rugăm lui Dumnezeu, să știi. Un artist fără public este nimic. Așa este. Să naște acea chimie între noi și Dumnezeu. Da. Să se nască cât mai des în sufletele Doamne noastre. Ajută. Doamne ajută. Mulțumesc mult. Cu drag. Bucurie, dragul meu. Doamne ajută. Vă rugăm să ne adresați întrebări sau sugestii în secțiunea de comenturi. Vă îndemnăm să vă conectați la canalele Trinitas TV. De aici aveți ce învăța, aveți ce asculta, aveți ce vedea și în felul acesta inima voastră se va umple de bucuria cunoașterii și ceea ce avem în minte să se ducă în inimă, să înțelegem actele de credință și să se le săvârșim așa cum trebuie, pentru că tot ceea ce îi dăm lui Dumnezeu trebuie să-i dăm din toată inima. Să vă binecuvinteze Dumnezeu. Har și pace. Doamne ajută!